Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, vă transportăm astăzi prin intermediul micului ecran într-un sat din județul Bacău. Numele satului este Mănăstirea Cașin. Este un sat, nu este o mănăstire, deși poartă numele Mănăstirea Cașin. Aici sunt două parohii, parohul uneia dintre ele este invitatul nostru de astăzi, Părintele Ioan Bârgăoanu, de la parohia Sfântul Simeon, noul teolog din această localitate. Părinte, bine ați venit la noi! Salut, mâna, părinte, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru că ați făcut drumul de la Mănăstirea Cașin, județul Bacău, până la studioul televiziunii Trinitas. V-am adresat această invitație datorită mai multor aspecte din activitatea dumneavoastră de la parohie. În primul rând, biserica cu hramul Sfântul Simeon, noul teolog, este printre foarte puținele din lume care poartă acest hram, care au acest ocrotitor. Este deci un fel de premieră. Pe de altă parte, simpozioanele pe care le organizați la anumite intervale de timp în parohie, activitățile pe care le aveți, cred că trebuie discutate și vă mulțumesc că ne oferiți acest prilej. Și noi vă mulțumim. Lămuriți, vă rog, această chestiune cu biserica, cu hramul bisericii. Bine v-am găsit. Vreau să vă răspund, să vă spun că drumul nu a fost greu, deși venirea mea aici nu este o întâmplare. Faptul că sunt prezent este o bucurie și consider că bucuria este mare pentru că se vede că este tot o lucrare a Sfântului Simeon, nou teolog. Deoarece la Mănăstirea Cașinului avem o biserică cu hramul care este unic în țara noastră, în Biserica Ortodoxă, hram care poartă Biserica Ortodoxă Română, hram care poartă numele Sfântului Simeon nou teolog, marele mistic bizantin sau am putea spune unul dintre cei mai mari mistici bizantini, după cum spun mulți teologi. Ne spuneți cum de v-a venit ideea să puneți acest ocrotitor bisericii? Aș răspunde prin faptul că a pune acest titlu, să spunem, această denumire bisericii nu este o întâmplare. Iar după cum știm că nici o întâmplare nu e întâmplătoare, adică toate au la bază tâmpla bisericii, pentru că întâmplarea vine de la, are un sens, chiar îl audeam de o zi pe Preafericitul Părinte Daniel, și se vede că este tot o lucrare a Sfântului. Ca să-l citez pe Preafericitul, întâmplarea este lucrul care se decide în templu, adică în biserică. Se decide în templu. În sensul că providența lui Dumnezeu ne face părtași la anumite evenimente. Așa este, da. Și aș spune că acest nume este venit datorită faptului că eu personal am avut, pe când eram student, o lucrare de licență la Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei, o licență cu tema Duhul Sfânt în viața creștinului, unde l-am avut pe Preafericitul îndrumătorul acestei lucrări și la un moment dat îmi spunea foarte frumos că părinte, când vei fi părinte, să îi faci o biserică acestui sfânt. Credeți-mă, am ajuns la Mănăstirea Cașinului și Dumnezeu așa a binevoit ca prin binecuvântarea înalpreastului Eftimie și mai ales a preasfințitului Ioachim Băcăuanul să procedem la construirea unei biserici căreia am pus numele și Sfântul Simeon nou teolog, deoarece biserica are și un paraclis adiacent și nu este întâmplătoare această prezență, deoarece acolo am fost săvârșit prima Sfântă Liturghie. Biserica este începută, sfințirea locului a fost începută în anul 2000, pe 11 iunie. Când ați ajuns în parohie, știați că acesta trebuie să fie primul lucru de care trebuie să vă apucați? Nu, pentru că mai întâi am stat un an la Biserica Mare a Mănăstirii Cașinului, Biserica Istorică. Apoi, nu a fost, cred, o întâmplare faptul că am ajuns acolo și am făcut în acea zonă mioritică această biserică și a spune încă de la început, am fost înconjurat de mănăstireni și credincioși și văii Cașinului, mai ales cei din
Comuna Mănăstirea Cașnului, oameni care sunt harnici, darnici și iubitori de credință ortodoxă. Sunt niște oameni curați și cu inimă bună. Îi lăudați pentru că sunt ai dumneavoastră. Îi laud pentru că așa sunt. Știu că oamenii din Bacău țin, din județul Bacău țin mult la sunt credința lor. Sunt oameni buni și le mulțumesc pentru că biserica aceasta, în cinstea acestui mare sfânt, s-a ridicat și prin rugăciunea tuturor și cu ajutorul tuturor credincioșilor, de la copii până la cei în vârstă, dar și prin sudoarea și prin mâinile lor bătătorite care au muncit și m-au ajutat să împreună am conlucrat ca să facem această frumoasă biserică și cred eu că este o biserică frumoasă. Când ați fost părinte numit în această parohie? În această parohie ființează din anul 2000, luna martie. Am început aveți, această... Aveți, deci, 10 ani de când lucrați 10 acolo. 10 ani de când sunt acolo și deja noi am construit un paraclis, paraclisul care este lângă biserică cu hramul Sfânta Mare Muciniței Caterina și Sfântul Arhideacon Ștefan și biserica mare cu hramul Sfântul Simeon Nou Teolog și avem și hramul Buna Vestire la această biserică. Și între timp am ajuns la stadiul de a putea să o pictăm și construim, lucrăm la o casă praznicare. Vă rog să nu treceți așa de repede peste toate etapele. Da, e ușor. Credincioșii din parohie v-au dat tot sprijinul imediat? Nu știu cum aș putea să rezum activitatea aceasta ca să nu greșesc, dar aș spune că am avut sprijinul atât a preoților și din Comuna Mănăstirea Cașinului și de pe Valea Cașinului, împreună cu credincioșii care au fost în parohie. Ce s-a întâmplat? În momentul în care noi am hotărât și s-a sfințit locul acolo de către Preasfințitul Ioachim, vreau să vă spun că în Scutaru, o colonie veche forestieră, erau niște clădiri. Și un domn care era pe atunci, acum mai este această firmă, o firmă forestieră, am primit a doua zi toate acele clădiri și de fapt această biserică și toate aceste construcții sunt de fapt o metamorfoză a vechilor colonii care au fost acolo. Bineînțeles, când ziceți metamorfoză, ce înseamnă? Înseamnă că de acolo noi le-am adus cu căruțele, cu mâinile, le-am dezansamblat, le-am demolat. Și ați recuperat materialul. Și am recuperat foarte mult material. Cred că pe atunci, ca valoare, însemna peste un miliard. Da, ca și sumă, dacă era să cumpărăm. A fost un ajutor, consider, al Maicii Domnului și al Sfântului Simeon. Eu l-am văzut și consider că sub această binecuvântare a prea fericitului, lucrurile au mers bine. Și nu spun lucrul acesta fără rost și fără să gândesc ceea ce spun, pentru că văzând îmi dau seama că de fapt eu parcă n-am făcut nimic acolo. De lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii v-au fost alături, deci. Da. I-ați câștigat? A trebuit să-i convingeți? Nu. Este meritul preoților care au fost înainte, pentru că au sădit în ei o credință frumoasă. Eu doar am cules anumite roade și dacă pot și eu să particip pe parcurs cu osteneala și cu stăruința atât a mea, a familiei, cât și a celor care mă înconjoară, ca să ducem mai departe frumoasă tradiție mănăstireană și de acum simoniană, este bine. Simioniană, da. Simioniană, da. De la Sfântul Simeon. Simeon, da. Dar există această credință că la sat creștinii au mai multă grijă de viața lor religioasă, de viața sufletului lor. Așa este. Da, sunteți de părere că e adevărat. Am fost impresionat la un moment dat, în primul an când am venit în Mănăstirea Cașinului, de către o credincioasă care s-a spovedit la noi și la un moment dat a venit și mi-a spus: părinte, eu să știți că nu mai dorm noaptea pentru că spun Tatăl nostru. Eu am găsit de cuvință să-i dau un canon pe care dânsa îl făcea neștii în carte, spunea Tatăl nostru. Și acum spunea Tatăl nostru inclusiv noaptea. Și atunci mi-am dat seama că lucrarea rugăciunii, lucrarea duhovnicească
este deosebită a oamenilor din locul acela și am fost impresionat foarte mult. Și mi-am dat seama că sunt oameni credincioși sau credincioase, unii chiar și acum pot pune mărturie că au o viață curată, își fac așa cum trebuie rugăciunea. Rugăciuni nu scurte, nu lungi, nu lungi, scurte, în schimb dese și cu intensitate și cred cu multă smerenie. Aș pune chiar de la Sfântul Simeon Audiolog o frază pe care am găsit-o foarte interesantă. La un moment dat spune că rugăciunea trebuie să fie sau să fie cât de scurtă, cât de simplă, cât de deasă, dar cu multă smerenie. Și am regăsit lucrul acela acolo și m-am bucurat foarte mult. Asta înseamnă că dacă te rogi mult, des și tare, fără să fii smerit, trufindu-te, nu ți este de folos? Cam nu cred. Îți este de folos. Că e multă osteneală, știți? Este multă osteneală, dar câteodată ne îmbolnăvim răcnim prea tare, cred că. Trebuie smerenia. Să fie, fără smerenie, Sfântul Simeon Nou Teolog spune că nu este de folos. Dar este bine să ne rugăm. Sfântul Grigorie Sinaitul spune la un moment dat că rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în totalitate, care lucrează toate în toți. Și cu siguranță, orice rugăciune este bine primită, dar este bine dacă este făcută în spiritul Evangheliei. Aș vrea să vă rog să ne spuneți, părinte, dacă din experiența de 10, aproape 11 ani pe care o aveți în această parohie, v-ați dat seama ce-i ține pe oameni credincioși. Credința se transmite de la sine, de la părinți la copii și așa mai departe, din generație în generație, intervin și alte elemente. Este o succesiune naturală sau nu e doar naturală? Putem vorbi la credincioși de la țară, pentru că eu sunt bucuros că sunt la o parohie la țară, oameni harnici. Vedeți, cuvântul acesta, harnic, are în el cuvântul har, în primul rând. Cred că e harul lui Dumnezeu, e lucrarea lui Dumnezeu. Este o normalitate, în primul rând, românească, ca omul să își transmită de la o generație la alta credința lui, tradițiile lui frumoase, obiceiurile pe care le are, tot ceea ce este frumos transcende și ajunge de la o generație la alta. Dar sunt în comunitățile creștine, aș putea spune, anumiți lideri religioși, adică, în ghilimele fie spus, oameni care prin smerenia lor, prin viața lor cumpătată, se fac modele. Și lider nu în sensul că inovează ceva, nu inovează, că inventează nu. ceva. Nu, ei sunt în smerenia lor de o simplitate rară, dar devin, spre exemplu, avem un consilier care are în jurul vârstei de 92 de ani și este cel mai ascultat în Consiliul Parohial. Pentru că cuvântul lui este foarte așezat și după ceea ce face el credincioșii, o parte din familia lui, mă refer la toți, îl urmează. Consider că aici vreau să ajung, este o lucrare a Duhului Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt se atinge de inima omului, în momentul acela smerenia împreună cu credința îl duc acolo unde trebuie, îl fac un rugător și îndeamnă automat omul care are smerenie și credință, drumul lui va fi înspre biserică. Omul care nu o are, el tot timpul va fi pe lângă biserică. Tot timpul, dacă intervine în viața lui cineva, lucrurile pot să iau o altă întorsătură. Cu siguranță, cu siguranță. Adică cu siguranță. Aveți în misiunea dumneavoastră este să-i câștigați și pe cei pierduți. Cu siguranță, tot timpul trebuie să... Și avem în vedere lucrul acesta, dar eu mă refeream la aspectul pe care l-ați pus în dezbatere mai înainte, în ceea ce privește tradiția aceasta a credinței în satul, în comuna noastră. Cât de important este persoana preotului și activitatea lui și tot ceea ce face pentru creștini? Este foarte, foarte important. În toate activitățile pe care le desfășurăm acolo, noi în comuna Mănăstirea Cașu suntem 3 preoți.